Championnat de viteză în coastă, etapa cu numărul 8 și-a desemnat câștigătorii. O să avem o scurtă festivitate de premieră, după care la ora 19 o să facem festivitatea așa cum trebuie, cu fiecare clasă și fiecare câștigător. Bun, eu zic să nu pierdem vremea. Locul 3. Hai, aproape. Andrei Dumitrescu! Premiera va fi efectuată de către domnul Ioan Dadiu, director sportiv, Federația Română de Automobilism Sportiv. Și de campionul național. Locul 2, Emil Nestor. Premiera va fi efectuată de domnul Mihai Lăncu, președintele Comisiei de Rally Rides, cu 3 puncte. Și locul 2, cel mai emoționat din lume, Bogdan Cusma! Efectuată de domnul Cătălin Nicolaescu, vicepreședinte al Federației Române de Automobilism Sportiv. Aplauz pentru podiumul de la Brașov. Aplauz pentru Andrei, pentru Emil, pentru Bogdan. Aplauze pentru toți participanții.